Bună seara! Veri s-a eliminat Dacia din Cupa Moldovei. Echipa antrenată de românul Dănuț Oprea s-a impus în sferturile competiției în fața lupilor galbeni, scor 0-1. Singurul gol al partidei a fost înscris de Hovanski în minutul 3. Un alt meci din sferturile Cupei Moldovei, Milsami a trecut în deplasare de Iskra Stal, scor 0-1. Pentru Vulturii Roșii a înscris Ghilermi de Paula în minutul 37. Șerif s-a impus la Tiraspol în fața lui Nistru, scor 7-0. Pentru Galbenegri au înscris Markovski de 3 ori, Luvanur, Gheorghiev, Marianovic și Peșici. În ultima partidă din sferturi, FC Tiraspol va întâlni pe teren propriu Zimbru. Meciul se va desfășura într-o singură manșă, miercuri 17 aprilie. În semifinale, Milsami va juca cu Veris, iar Șerif cu învingătoarea perechii FC Tiraspol-Zimbru. În sezonul trecut, Cupa Moldovei a fost cucerită de Milsami, care a trecut în finală de Rapid, scor 0-0, 5-3 la penaltiuri. Iepureanu, Boreț, Pușca, dar și alți ex-jucători naționale Moldovei evoluează la campionatul Moldovei la mini-fotbal, Amoliga. Cum în partidele printre amatori, spiritele sunt încinse la maxim și la începutul acestei ediții a turneului au sărit scântei. Jucătorii a două echipe s-au bătut direct pe teren. Jucătorii bătăuși au fost eliminați, iar Old Com s-a impus în fața lui Activ, scor 5-4. Pentru învingători, două goluri a marcat fiul președintelui Moldovei, Nicolae Timofti, Ștefan Timofti. Încă erau băieții, pe teren sunt spiritele încinse și a fost corect, au primit ambiroși. Au fost conflicte, dar e în fotbal, suntem bărbați, putem rezolva așa probleme. Au fost aici probleme între un echipier de meu și un rival, nu știu, s-au ciocnit cap la cap, cred că era un colț celălalt de teren, dar văd că au ieșit în afara terenului și încă, după cum vedeți, rezolvă problema dată. Bărbăția asta, pumnic, picioarele cu idei de astea, dar se rezolvă, văd că gata, s-au despărțit. La turneu participă mai mulți fotbaliști care au jucat în divizia națională sau chiar pentru selecționata Moldovei. Este vorba de Ruslan Barburoș, Eugeniu Cheptine, Gheorghe Eremia, Anatol Bucșanu, Denis Orbu, Oleg Șoimu, Adrian Cucovei, Anatol Ostap, Ghenadie Pușca, Dumitru Ciumac, Vadim Boreț sau Serghei Iepureanu. Eu думаю, що це нормальна ідея, тому що и так очень спорт в нашей стране не очень, к сожалению, в последнее время жалуют его, поэтому я думаю, для людей, которые готовы просто в выходные прийти побегать, для здоровья, для каких-то эмоций. Прихожу просто для того, чтобы закончить с футболом, так чуть побегать, можно сказать, скинуть вес, чтобы не набирать вес. Немало ребят из нашей команды недавно закончили с футболом, приступали на профессиональном уровне. Здесь не самое главное победа, не самое главное, с каким счетом выигрываешь или проигрываешь. Самое главное – удовольствие от футбола, любовь к нему. Ну вот, может, и команд противники, может, когда видят таких игроков, как Япуряну, может, у них колени дрожат или… Да нет, не думаю. Наоборот, им интереснее должно быть. Не должно быть интереснее от того, что выступают вот против ребят, на которых смотрели когда-то, за которых болели когда-то. Это очень приятно. Поребинник… Жак, ну, дар профессионистику мною, следующий, пентру фотбол, для моторик, все дизволки. И фарти бина, говорю, че, взяли аз, копии, жачи фотбол, не случайно, мною, это не рамич, стал дар ла куплатуаре, спер, ка, в интермедии, честуй турнир, честуй терен, супер, фаче, че, пентру фотбол. Браво, Анатолий Затори, Лораш. Браво, асоциации, имени фотбол, энтри, аматори. Asta e normal, nu fiecare, adică sunt jucători care au terminat cu fotbolul, care iubesc fotbolul, adică promovarea fotbolului, e foarte bine. Помогают популяризации футбола. Понимаете, у нас лет на 15 как забыли, что такое дворовой футбол. Дети перестали играть в футбол, меняется поколение. Сейчас все у нас дети домашние, одомашнены. Сидят в компьютерах. Футбол – это все-таки это не только спорт профессиональный. Это, скажем так, оздоровление
снятие какого-то стресса, который накапливается за неделю ребят, за трудовую неделю. La campionatul Moldovei de mini-fotbal Amoliga, ediția a treia, participă 23 de echipe pentru care evoluează aproximativ 300 de fotbaliști amatori. Formațiile sunt împărțite în două grupe. 8 cele mai bune echipe din fiecare grupă se vor califica în optimi. Obiectivul de a câștiga, de a trece mai departe. Dăm o echipă bună și cred că rezultatele nu... Эти месяцы с Анаинди, только мы не парим. Участие у других команд, у нас только первое место. По-другому нет смысла заявляться на этот турнир. Următoarele etape ale campionatului Moldovei la mini-fotbal vor avea loc sâmbătă și duminică, 20 și 21 aprilie, respectiv. În edițiile precedente ale competiției, campioane au devenit Spartak și Farmaprim.